Am revenit în direct, oameni buni. Ceva mai devreme ați văzut pe banca de rezerve. Acum au intrat în teren Cătălin Oprișan și Răzvan Raț. Vorbim despre ce se mai întâmplă la Euro. Vorbim despre ce șanse avem să mergem în optim. Bună ziua, băieți, bine ați venit. Mulțumim. Bună ziua, bine v-am găsit. Nu suntem obișnuiți cu banca, da? Da, da, exact. Simțim-o, băieții, adică nu suntem obișnuiți cu banca de rezervă. Noi titular toată viața. Păi da. Ți-am făcut poftă? Îți las-o de asta? Nu, că nu mănânc dulce. Nu. Bine. Ia, perfect. Ia, uite, cineva care nu mănâncă dulce se și vede la el, Oprișorul. Adică la el se și vede treaba asta. Haideți să povestim... Eu mănânc dulce și la mine se vede. Exact. Haideți să povestim un pic despre ce s-a întâmplat la Euro cu România. Bă, și e foarte faină atmosfera asta pe care încă oamenii o au pe internet și nu numai, de susținere. Chiar dacă am luat bătaie cu 2-0 de la belgieni, e, băi, avem șanse, gata, sunt ai noștri, știi? Nu a apărut imediat după ce am câștigat cu Ucraina și am luat bătaie. Adică nu ne-am desuflat așa repede. Da, da, adică mi s-a părut foarte, foarte fain. Ne-am desuflat primele 30 de minute după meci, după care ne-am dat seama că oamenii sunt pe locul 3 în lume și noi pe 56. Și că ar fi cazul să revenim cu picioarele un picuț pe pământ. Bă, dar oamenii ăia buni. Foarte buni. Un jucător de la ei valora la un moment dat cât întreaga echipa României, nu? Ei nu joacă neapărat, da. Nu joacă neapărat statistica, dar acolo a jucat. Ceea ce s-a demonstrat cu Ucraina, cu pentru că ei erau ca valoare de 3 ori și ceva față de valoarea noastră pe hârtie, dar uite că... Cu Ucraina au zis că n-au fost inspirați, n-au avut ziua aia. Nu? Să-i n-au ajute. Fost, n-au fost în formă. Bă, important e că avem o galerie care e în formă, că avem suporteri care se bucură și cred că asta contează cel mai fain, energia asta care se creează în jurul echipei naționale și în jurul meciurilor și toată lumea îi susține și hai că putem, haide că ajungem, haide că reușim. Iartă-mă, cum zic eu de fiecare dată, domnule, când au apărut pe toate rețelele de socializare și peste tot că au venit 200.000 de scoțieni, dar doar vreo 15.000 aveau bilet, au zis toți, bă, de ce au venit la distracție, frate, să susțină echipa aia știind că nu poate să intre pe teren. Da. Da? Și lucrurile astea ni se par wow. La fel trebuie să ni se pară și ale noastre. Nu bă, să ni se pară, pentru că sunt orașe românești acolo în Germania. E galben peste tot. Stadionul arată impecabil. Uite, au venit 190.000 doar să susțină, să stea pe afară, da. Da, să bea o bericioaică, să cânte, să simtă bine. Corect. Haideți să vorbim acum cu Crina Marin, este soția lui Răzvan Marin și este medic în Italia. Să vedem. Crina, bună ziua! Bună ziua! Acum ești în Germania. Bună. Da, vă salut pe toți! Bună! Sărbuna. Acum ești în Germania, acolo ce faci? Cum e? Ai timp să te vezi cu soțul în perioada asta sau doar vorbiți la telefon? Suntem la Frankfurt, da, așteptăm ultimul meci, cel mai important, să sperăm că va fi bine. Ieri au avut câteva ore libere, singura oportunitate de a ne vedea și în rest ne vedem la telefon, da. Da, pentru că e cantonament acolo și tu ești medic în Italia, nu? Da, medic stomatolog. Medic stomatolog în Italia. Ia. Uite, a zâmbit Răzvan Raț imediat, a zâmbit, să se vadă zâmbetul. Iar acum, practic, ești acolo să-i susții pe ei noștri. Cum e atmosfera? Cum o simți tu? De fapt că ești și implicat în toată povestea asta. Știi cum e? Soțul tău, Răzvan Marin, joacă acolo. A dat gol cu Ucraina. Adică simți altfel tot ce se întâmplă, nu? Da, cu siguranță familiile simt totul mult mai intens. Dar ca toți românii ne bucurăm să fim aici, ne bucurăm să-i vedem, îi admirăm și sperăm să mergem mai departe. Într-adevăr, este totul foarte intens, este o atmosferă minunată, ceva ce, cu siguranță, mulți nu au mai văzut până acum, poate nimeni n-a mai văzut asta. Toate piețele pe aici sunt pline de suporteri, vrem să ne mulțumim, simți că ești în România. Și cumva... Da, exact, da, 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 da. Și eu consider că ei sunt punctul forte al echipei. Este minunat. Ia uite-mă, stai că au început, nu știam ce top a început. Îi vedem și noi, vedem și noi tot felul de imagini senzaționale cu Bobo, care e șef de galerie acolo, nu? Bobone, da, te-a înghițit microfonul. Deci, de fiecare dată când îi vezi, se face pielea de găină. Nu există alt sentiment. Este magic, este minunat. Și mă bucur din suflet că continuă să-i susțină chiar și după înfrângerea de acum. Da, mă, și mie asta mi s-a părut foarte tare. Nu bătaie noștri, dar erau pe net, toți ies, da. Bine, hai că putem, băieții, nu-i nimic. Foarte fain atmosfera. Am văzut și avem și noi câteva imagini cu cele 4 ore pe care echipa le-a avut libere. Uite un Sonic mic. Da, un Sonic mic. Exact. Că nu-i albastru în cap. Da, da, și ăsta este momentul, da, de ieri. E un Sonic mic.
cum am zis aseară, echipa națională a României are viitor. Ia uite-l. Ca să vede cum dă de picioare. Ia uite cum dă din dreptul. Dar e fetiță. A, și voi aveți o fetiță, avem? Nu? Ce? Merge și la fotbal. Și noi avem o fetiță, da. La voi, cât are fetița voastră? 2 ani și 4 luni. Și e cu voi acolo? E cu noi acolo, da. Acum e cu sora mea ca să mă lase puțin liniștită și în rest, da. Este mereu cu mine aici. Dar ce ați făcut? Să-l susținem pe tati. Ce ați făcut în cele 4 ore pe care le-ați avut la dispoziție? V-ați dus să... îți dai seama că te încarci cu energie de la familie, nu? Da, n-au fost în cameră, nu, sigur. Nu, mă, nu la asta mă gândeam. Nu la asta mă gândeam, Răzvan. Nu, dar noi vorbeam aseară că noi am fost păziți atunci, în 2008 și în 2016 am fost păziți să nu cumva să urcăm cu doamnele în cameră. Nu cred. Da, serios, nu. A spus și Neimiene că sexul nu cred că este bun înainte de un cantonament. Da, mă, dar nu mă asta, adică s-au întâlnit oamenii, cum îți iei energia de acolo, îți dai seama, te întâlnești cu copilul 4 ore. Păi eu pup pe aia mică pe fetiță și gata, alergi după aia iar. Sonic, cu ea să vezi că te alergă, păi bine. Bun. Să știi, Crina, că îți mulțumim mult de tot și în seara asta e meci cu Italia, pentru că voi stați în Italia, așa că te uiți, presupun, și oarecum ții și cu ei. Eu susțin și Italia, dar până în momentul în care, dacă ajung să joace împreună, cu siguranță. O să alegi România, clar. Trebuie să câștige, da, da, da. Vă mulțumesc mult și eu. Îți mulțumim mult de tot, baftă. Și oameni buni, Crina Marin alături de noi. Îți mulțumim mult de tot și succes! Mulțumim, Doamne ajută, să susținem cu toți echipa națională. Vă mulțumesc mult de tot. Te pupăm! O zi bună, la revedere. Nu gândeam la chestia asta și nici nu știam că voi când v-ați dus atunci, primul gând, și voi l-aveți ăsta, este stăm un pic în cameră? Să nu, ne... nu, ăsta era gândul, dar ni s-a spus înainte, ca să n-avem gânduri. Tu ne-ai spus, nu vă faceți iluzii pentru a nu avea deziluzii. Exact. Hai să vedem și câteva imagini care s-au întâmplat la Euro în perioada asta și să le comentăm, pentru că sunt senzaționale. Prima e cu Ronaldo, cu Cristiano Ronaldo. Vedem imaginile și le și comentăm. La vezi de treabă că pe alergătură e ok ăsta, da, mică. Da. Păi sprinte, iau-te, hop! Da. Vezi de treabă, da. Vezi de treabă, hopa! Da, da, uitra 4, tată. Numai la Maradona mai văzut atâta, 4-5 cu singur jucător. Cristiano, să nu uităm, al 6-lea turneu, final de campionat european. Deci Cristiano Ronaldo, al 6-lea turneu de campionat, nu? Da, ca doamna Lipă cu Jocurile Olimpice. Bă, omul fabulos. Fabulos. Și cum a dat el pase acum la golul Portugaliei, senzațional. Dar hai să mai vedem încă o dată imaginile. Ideea era în felul următor. Un copil a intrat să facă o poză cu Cristiano Ronaldo. Cred că jumătate din stadionul ăla și-ar fi dorit să facă treaba asta. Și omul asta, da, culme, în timpul meciului, da, a fost asta. În timpul meciului, culme, cum ajunge un copil, cred că are, n-are mai mult de 12 ani. Ia uite, la dar uite-le. Fuge bine. Mă fugă, tăticule. Fuge bine. Uite, apoi un stadion bine întreg la i-a huiduit pe Stuart. Dar vreau să întreb ceva. Ok, copilul oricum pleca, intrase acolo, de ce l-au mai alergat? Trebuie să-i dea amendă. Ce amendă, da, să-i dea? Trebuie să-i dea amendă lui maică-sa, lui taică-sa. Taică-sa. Hai să vă zic una de că dezlați. S-au să gândit. Pic, fii atent aici, intrat... apropo de amendă, da? Iamin Lamal, copilul, da, are 16, da, ani. 17 ani. 16-17, e minor. N-are 17, n-are. Și este minor. Conform legislației din Germania, minorii nu au voie să lucreze peste ora 20. Există o singură excepție, sportivii de performanță, care pot juca până la ora 23. S-au uitat germanii la televizor și au zis, spaniolii au să ne dea bani, că ăsta a jucat peste ora 11. Serios? Aveți 30.000 amendă la fiecare meci. Și ei au zis, tată, stați că nu ne prindeți, că nici noi nu suntem chiar așa faza. S-a terminat la 23-0-0 și a zis, da, dușu. L-a ținut peste 23, 30 contra Croației, 30 contra Italia. Ba da, aia, nu-i acasă. Dar și mă, trebuie să fie direct acasă? Da, la ora 23.00. Și a zis, aveți 30.000 Croația, 30.000 cu Italia. Hai să discut banii. Nu discută. Da, și Spania, da, a zis, bă, stai așa că mai sunt și unii tineri, a zis. Nu confundați pe la albanezi și pe la francezi, mai sunt unii tineri, dar nu-s minori, băiatul are sub 18. Hai să risc cu 60.000 ca să mă întâmplă. Chestia asta, eu cred că se aplică doar celor care sunt născuți în Germania, nu celor care vin să... Păi cred că e mai rău dacă îl chinui pe unul și unul german. Ideea e că dacă ești născut în Germania, pe unul te supui la chestii. L-au chinui rău. Te supui la chestiile astea. Arăt, e doar foarte multă nebunie care se întâmplă în perioada asta legată de tot felul de faze. Nu? Germanul, da, e german. Uite, trebuie, da, să-i dea amendă de copil. Hai să mai vedem încă niște secvențe de la Euro pe care să le comentăm. A aruncat cineva. Fii atent, a aruncat niște Adidas. Nu cred. Asta era în timpul meciului cu Belgia, da? Uite-l pe al nostru. Să nu se recupereze. Da, a zis, stai, vreau să-mi iau tereși. Chiuardo a zis, lasă-i, bă, să-și ia tereșii înapoi.
Ia, bă, Teneș, înapoi. Ia, bă, Teneș. Gata. Gata, ce... Hai că n-am stat mult. Dar cred că a făcut... Te întrebai ce... Bă, asta e în timpul meciului cu Belgia. Și tu te întrebai mai devreme cum a intrat puștul ăla pe tine, ai văzut cum a trecut al nostru? Puștul ăla fiind și turc, din câte am înțeles. Și a zis, bă, ăștia ai mei cunosc, că am mai făcut selfie-uri cu ei, dar cu Cristiano n-am. Duc la ăla, că pe ăsta ai mai prins și până la noi acasă. Hai să mai vedem încă o dată imaginile cu al nostru, care a văzut, bă, stewardul până s-a dus, a zis, bă, ce facem? Dar uite, nu s-au mai dus. Nu, dar vezi că se uită în dreapta și zice, dai, lasă-l acum. Dacă tot a intrat, omul a venit să-și ia tenisul înapoi. Dar nu s-ai lui, deci ce băiat ai, stai mă că mă duc eu repede, o dus-o și-o venit, ajută-mă mă să-i gata. Bun. Gata, mă, a rezolvat treaba. A rezolvat-o. Nu, dar cred că a fost o glumă proastă, da, așa. Da, da, da. Bă, haideți că mai avem imagini de la Euro 2024. Dar Tenis și Iran care e o Niță, ai văzut? Tenis și Niță, bă, avem da, asta era mai bună. Să dea Niță, să dea Niță. Dă Tenis și înapoi, că stă ăsta ciorapi. Dacă tot ești acolo. Mergem să vorbim cu colegul nostru, Cosmin Stan. E la Frankfurt pentru meciul care urmează miercuri de la ora 19, ora României, cu Slovacia pe Pro TV. Salut, Cosmin, ce faci? Salutare, bine, uite, vă ascultam pe voi despre ce ați văzut în meciurile anterioare și voiam să zic chiar că am vorbit cu românul care a intrat pe meci la München, m-am întâlnit cu el la Köln, săracul nu mai are voie să intre pe stadioane și se duce și el și vede meciul pe unde apucă. Deci stai un pic, omul ăla, pentru că a intrat să ia da, și la fiind da, de pe da, gata, da, da. I-au dat interdicție? Da. La tot campionatul? Păi și dacă avea bilete, ce are face? Interdicție, da. Da, 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 are interdicție. Nu mai are voie să intre pe niciun stadion în timpul campionatului european. Omul a zis că, dom'le, așa am simțit în momentul ăla. Era starea de euforie și eram foarte entuziasmat și n-am putut să mă abțin și m-am dus pe teren. Chiar am ajuns lângă Nicolae Stanciu și i-am zis, hai să bem o bere după meci. Ok? Și l-au luat ăștia și l-au dat afară. Da, cum i-a spus la Frankfurt, Cosmin? Rău, să știi. Mi-a spus că nu regretă. La Frankfurt e foarte cald, e o atmosferă extraordinară, să știi. Au început să apară românii și uite, o să-ți arăt chiar acum. Ia uite, ia uite galeria de români acolo. Încet, încet, piața asta principală, Römer, este o piață fantastică, legendară, este simbolul orașului Frankfurt. Sunt sigur că mâine va deveni galbenă această piață. Sunt foarte mulți români deja pe aici. Iată și la terasa de acolo mai ai câțiva români, iată-i la masă, ne salută și ei. Sunt înregistrați în mod oficial în platformă în momentul de față 18.000 de spectatori români. Asta ce înseamnă? Că 18.000 de persoane care se vor afla miercuri pe stadion s-au înregistrat pentru bilete cu documente românești. Dar pot fi foarte mulți nemți sau cetățeni germani, de exemplu, care sunt tot români, dar s-au înregistrat cu documente nemțești. Deci numărul celor care vor fi prezenți pe stadion cu siguranță va fi mult mai mare. Se așteaptă peste 20.000 de români. Și iată-i deja că au început să cânte aici în piață și sentimentul este unul extraordinar, pentru că mărturisesc, m-am simțit foarte, foarte bine în toate orașele din Germania pe timpul acestui campionat european, pentru că atmosfera făcută de români a fost una extraordinară peste tot. Și mai mult decât atât, a fost totul a trecut fără incidente. Încerc să-i întreb un pic pe băieți cu ce gânduri pe aici, pe la Frankfurt. Salutare, ia spuneți-mi, cum vă simțiți? Foarte bine. Cu ce gânduri la Frankfurt? Să câștigăm, să trecem de grupe și să facem un meci mare în optim. Aveți și un pronostic? 2-0 România. Foarte tare. Lumea este optimistă, așa cum spuneam. Toți românii cu care am vorbit până acum cred în victoria României de miercuri. Asta deși am luat bătaie cu Belgia. Să știi că oamenii nu au fost supărați. Asta m-a impresionat foarte tare, că lumea n-a fost deloc supărată. Cred că acum ne auzi, Cosmin. Ceva mai devreme am avut microfonul tăiat. Vreau să te întreb, de unde sunt cei care sunt în spatele tău? Au venit special pentru campionatul Euro? Poate vor să salute pe cineva acasă. Da, ia, stai să mă duc să-i întreb, că nu i-am întrebat. Au venit cu nevestele, au venit și ei de capul lor, ce-i cu ei? Mai spuneți-mi un lucru, vă rog, de unde ați venit? Noi suntem din toată țara cu Naționala, noi suntem ăia care susțin Naționala peste tot în lume, nu suntem doar aici pentru european. Ați fost și la München? Da, la toate meciurile mele. Dar de unde sunt din țară, de unde? Ați venit doar între prieteni sau sunteți și cu familii, cu soții, copii? Doar prieteni. Da. Și cu soțiile și cu copiii. Și de unde ați venit din toată țara? București, Brăila, Târgu Mureș.
Auzi, Cătălin, din toată țara sunt oameni aici, bravo. Așa că avem acoperire națională, europeană și chiar mondială, pentru că am vorbit cu români din America, să știi, care au fost aici. Cosmin Stan, îți mulțumim mult de tot, faci senzația acolo și abia așteptăm să te vedem la știrile Pro TV cu fiecare intervenție. Mulțumim mult de tot și hai ai noștri, hai România! Mulțumesc și eu! Mulțumim mult! Hai România! Mulțumim, Cosmin. Și să aibă mult de muncă miercuri seara. Bă, să stea numai cu aia care stea, dau bere da, după bere, da. Să fie nebunie mare. Posibil să fie de la unii sub tricolor, nu? Da, de la unii sunt tricolor. S-ar putea, de-aia și da răspunsul pe da. Care l-a dat. Nu vrea să spună de unde sunt de fapt, doar că susțin echipa națională, da. Indiferent de... Înseamnă că merg la toate meciurile. Haideți să vedem încă o secvență care s-a întâmplat la Euro 2024 și pe care aș vrea să o comentăm în meciul România-Ucraina, mi se spune, și anume este când practic pe teren apar două mingi. Ia fiți atenți. Nu era omul că nu știu. Mingea! Mingea nită! Eu dăm cu așa, nu dăm cu așa acolo. La un moment dat o vede, la un moment dat o vede. Mingea nită! Și ăla cu Cristi, băi, Cristi! Dar știți ce e bine? Că atacau ai noștri, că dacă Niță n-avea de lucru. Bă, bun de tot. Da, pentru că dacă pe teren erau două mingi și băgau ai noștri gol sau ceva, se putea lua, nu? Da. Corect? Oprea meciul, dar nici n-avea de muncă Nița al nostru. Bă, da, ai noștri conțipa. Bă, Niță, băi! Las că am văzut, Mingea, las că am văzut și aseară, în momentul în care Vargas, jucătorul ungur, era pe targă și băieții din jurul lui țineau ca să nu se vadă ce se întâmplă acolo, cei din tribună aruncau cu pahare de bere. Adică mai bine așa, și nu erau români. Mai bine așa, cu Niță și cu Adidas și da, decât mai bine așa și foarte bine. Și ai văzut oamenii care au tot felul de afișe da, cu învățați-vă copiii să iubească România. Mamă, îți face pielea de găină. Da. De asta zic, sunt creativi oamenii noștri care sunt la meci și sunt în același timp toți un singur suflet. Mie asta îmi place, știi? Îmi place că sunt toți cu energie, aia, se cu bucurie, cu tot. Știu, se bucure. Asta contează. Îți aduce aminte Răzvan când erai și jucai? Asta și întrebam, pentru că eu n-am fost... La meciul cu Ucraina am fost acolo și am văzut care e atmosfera. În 2008 și în 2016 n-am avut ocazia să văd pentru că eram de partea cealaltă a gardului. A linii de aută. Și chiar întrebam, chiar în studio întrebam ieri sau alalteri cum era, dacă a fost la fel, pentru că mi se pare absolut extraordinar ceea ce se întâmplă și am văzut după meciul cu Ucraina în Marienplatz în München. Am făcut, cred că am făcut 100 de metri într-o jumătate, într-o oră aproape, pentru că erau foarte mulți suporteri și... Dar vreau să te întreb ceva, cât de mult contează când un stadion mai mult de jumătate îți strigă numele acolo în deplasare? Adică îți dă energia de care ai nevoie? Da, evident, este... Adică simți că ai mai multă benzină? E greu de spus în cuvinte, adică e greu foarte de transformat să spun ce simți. Pur și simplu este o energie pe care o primești și tot ceea ce se întâmplă în energia care este în interiorul stadionului, o primești. Și cu cât ești mai receptiv, să zic așa, ai sugativă, cu atât, te ajută mai mult. Dar timpul COVID-ului mi-au spus sportiv, nu numai la fotbal, care au zis, domnule, și dacă intrau acolo în tribune și ne huiduiau, voiam să-i aud. Da. Zice, altfel când intram pe teren, în sală, pe parchet, la basket, la ambalaj, nu se auzea nimic, irnaș, parău de tot. Zice, să știu că mă huiduie unul, dar să știu că 20.000 de oameni care sunt acolo pe terenul ăla, pe stadion. Am jucat Champions League contra lui Inter. Aveau suporterii suspendați, nu puteau să intre și... Senzația este foarte ciudată. Pentru că toată lumea te auzi și acasă se aude rău. Te auzi și se aude și mingile alea. Și acasă se aude rău. Poc și antrenorul care e o atmosferă sinistră așa, adică nu. Bobo e cu noi direct. Gata, s-a terminat tot. Șeful galeriei. Sopra tutti siamo noi. Vă salut să trăiți. Vă salut să trăiți pe toată lumea. Îmi cer scuze, nu am auzit ce s-a discutat până acum în studio, dar acolo? Că știți voi de ce m-a sunat. Ce faci, Bobo? Spune-ne cum e atmosfera. Ai ajuns la Frankfurt? Unde ești? Sunt pe drum. Am privilegiu să călătoresc cu autocarul
naționalei și suntem pe drum, ne-am oprit undeva între Chion și Frankfurt, într-un orășel super cu niște străduțe, după cum puteți vedea în spatele meu ceva, un fel de Sighișoara a lor, da. Ne-am oprit să luăm un vrușt și să bem o apă. Și ajungem în Frankfurt în ceva, cred că maxim o oră suntem acolo. Înseamnă că dacă ești cu autocarul echipei naționale, poți să ne ești cum e atmosfera acolo, ce se întâmplă? Nu, Cătă, că n-ai înțeles, suntem doar noi cu șoferul, că îl cunosc pe șofer, atâta tot. Nu ești cu autocarul echipei naționale. Eu sunt prieten cu Laurențiu și de-aia trebuie să un tren și eu cu ceilalți români. Păi și echipa unde e? Echipa are altă treabă. Avem și noi totuși mai multe autocare, nu suntem ultimii. Nu mă, dar suna bine, Bobo, sunt cu echipa națională, cu autocarul, și când acolo el e doar... E ca și cum avem un singur autocar și trebuie să facă până miercuri toate cursele, să apuce să-i aducă pe toți, pe educator la final. Avem acces acolo, după cum foarte bine știți, Edi ține foarte bine și foarte închiși pe băieți, ceea ce e bine, se văd rezultate perfecte pentru asta. Nu ajunge nimeni acolo, e altceva, protocolul național. Vezi că te strigă cineva în capătul străzii. Laurențiu, șoferul. Cred că șoferul. Cred că se pleacă, ai grijă să nu rămâi. Să nu rămâi ca Ilie Dobre pe jos. Nu, sunt două doamne, am o priză la 70 plus. De-aia ți-ai răsat. Vezi, poate-ți rămâne moștenire, forțează un pic cu căldura asta. Acum am prins. Nu mai cumesc, sărmâna, doamnă. Intrați. Guten Tag. Guten Tag, Dele. Poate să prinși ceva. Ce pot să vă spun e că astăzi am văzut un Chion gol, adică până să plecăm la 12, efectiv au plecat de unde au fost. Păi rusarile, probabil, și la ieri, așa. Da, au plecat de rusarii la Frankfurt. Ok. Bobo, practic, te vedem în continuare cu echipa, da? Cu suporterii acolo. Da. Sunt cu echipa, sunt cu suporterii. Sigur vom merge mai departe. Sper să am timp să merg și la Optim și mă bucură foarte mult că am avut așa o revelație ieri vorbind cu niște prieteni aici despre această națională și despre această schimbare a naționalei sau generația asta nouă și tânără a naționalei și am dat seama că de fapt vorbim despre o schimbare în tot ceea ce înseamnă orice generație din țara asta și din fiecare român. E o schimbare absolut ireală, cum de la acum 3 săptămâni, lună, când încă mai aveam contestatari care spuneau că de ce n-am bătut Bulgaria sau cine a mai avut amicale, brusc, de la un meci, se schimbă tot. Și nu se schimbă o națională, se schimbă o țară întreagă. Asta e, mă, fain. Energia asta e fain să se schimbe. Am văzut oameni care au mers pe stradă și care s-au purtat foarte civilizat, mândri de faptul că alții au vorbit frumos de noi. E prima oară când suntem mândri că cineva spune despre noi frumos și atunci ne asumăm toți. Bă, e vorba de toți românii care suntem aici, de toți românii care sunt în țară și care sprijină naționala și cred că euro va avea repercursiuni mult mai mari decât fotbal și sport în general. Cred că arătăm ceva frumos lumii întregi în momentul ăsta și sunt tare mândru de treaba asta. Mulțumim mult, Bobo, te pupăm și hai, nu știu, mai vorbim până la meci miercuri. Mulțumim mult! Da, dacă vine Raț înapoi să-mi aducă și mie de acasă 4 perechi de șosete să vorbesc, lasă-te cu mine după emisiune. Și tu-i dai și returi, că n-a avut aseară și returi. Apropo de generația asta pe care o apreciez, înseamnă că pe mine m-a înjurat mult cu generația trecută, nu? Nu, asta știu, că ești pe Caterin, că eu vorbeam așa în general. Un pic așa, nu? Dar faptul că n-ai jucat la Craiova, na, ce să zic, nu știu pe unde ai jucat și ce ai făcut ca... Să rămâna, doamnă. Vin imediat, doamnă. Da. Dă-te. Te așteaptă doamna la autocar. Da. Vezi că ai un motel pe drum. Da. Unde e, mă? Dar fiți atenți, am numai de 70-80. Uitați-vă ce e aici. Așa, turistă. La măruță, doamnă. Ai turiști cu experiență, așa se zice. Uite și pe Hugh Hefner. Da. Da, sănătate, a zis. Da. Ia-o spre autocar. Ai grijă de tine. Ia-o spre autocar. Vin eu cu șosetele. Oprișane, nu mă duc, pentru că ți arăt și ție, am și ceva pentru tine. Ia. Sunt aici undeva unde, dacă tu știi ce e asta, spun eu în germană, este afumătoren. O einen afumătoren.
Arena fumător în care are ceva broccoli pentru noi. Nu, 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 nu. Nu te mișca de acolo, dacă e vie, nu te mișca. Corect. Te pupăm, Bobo, pa, pa! Parerea, Bobo, pa! Salut, salut și hai salut. România! Hai România! Salut, hai România, hai noștri! Băieți, vă mulțumesc mult de tot, a fost o oră. De n-ai deranjat. Păi da, cum ăsta de la 4 de vorbă, gata, o jumătate de oră. Vă place? Ne vedem și diseară. Noi mutăm studio, ne ducem mai încolo un pic. Noi tot acolo am intrat. În seara asta sunt două meciuri, oameni buni, Italia. Nu, unul contează, prințule. Și Spania. Spania, Albania, atât, lasă-mă cu două meciuri. Spania și mai vedem noi. Bă, dar știi ce n-am întrebat? Adică noi chiar dacă facem egal, avem șanse să ne calificăm. Nu v-am întrebat nimic. Nu, ne calificăm sigur. Dar n-avem voie cu biscotul, a zis domnul Iordanescu că nu vrea să audă de treaba asta. Am vestiar și foarte bine face. Adică, bă, victorie. Da. Hai că mergem împreună, ne ținem mână. Ce e asta, mă? Că a scos un ziar spaniol, că bă, dacă facă ea blătuleț, merg împreună. Lasă tata să-i batem. Perfect. Să ne întoarcem la München, dar să fie cap. Dar și dacă facem egal, ne calificăm. Da. De ei, ne trebuie și ăia între ei și discuții mai... Dar ne calificăm. Da, ne calificăm. Deci e bine să mergem totuși la victorie, ca să fim siguri. Și mai, mi se pare că ne întoarcem la München, nu? Ne întoarcem la München ca să fie ca Pasadena 94. Ai prins-o pe asta? Hai așa, că asta? Mulțumim mult de tot. Îi vedeți pe cei doi oameni buni la studioul Euro 2024. Ne mai întâlnim, vă mai așteptăm. N-ai mâncat nimic din Amandina. N-am putut că ne ținut de vorbă, ca alta. Dacă vorbim mult. Împărțiți amândoi Amandina cu aceeași linguriță. Se înțelege o prietenie aici în studio.